atâți ani de izolare, Asgardienii vor reapăra față de global al Bobocelor și al Gâscanilor. Iar eu, cel mai de seamă prezentator, sunt aici să vă cânt cu frumusețea mea. Sau mai bine să se ciocnească de tine, la fel cum se ciocnesc și răzbunătorii de ușa școlii când au fugat la Pecar sau de farnicul Asgardului, doamna Vali. Pecar, ești nebună, Pecar! Tu nu ai idee câte absențe s-au încasat de dragul covrigilor. Ai dreptate, habar n-am și nici nu-mi pasă. Dar ia un Snickers, că știi că nu ești tu când ți-e foame. Îți mulțumesc, da. În orice caz, lumea este sub o mare amenințare. Thanos, marele titan, a pus mâna pe toate pietrele infinitului. Iar asta îl face de neoprit. Într-adevăr, vom putea organiza banul bobocilor și al gâscanilor al Colegiului Național Traian Alescu Reșița doar după ce amenințarea e neutralizată. Dar, măi, unde i-ai dus? Unde sunt răzbunătorii? N-am nicio idee, cel mai probabil în jurul unui foc sacru sărbătorind iubirea creștină sau ceva de genul. Din nou sărbătoresc! Înainte ca lumea să fie existat, existau 6 pietre, din care infinitul a creat 6 pietre. Putere, timp, spațiu, suflet și minte. Toate acestea, Thanos le are, iar asta îl face de neoprit. Vai de mine! Care e situația pietrelor? Piatra puterii a furat-o tocmai de la direcțiune, pe cea a minții din cabinetul de psihologie a doamnei Verona, iar pe cea a sufletului a făcut un pact cu domnul Păunescu, tocmai în capelă. Nu e adevărat. Pe cea a minții am luat tocmai de la doamna doctor. Ce lași? Ce spuneai, mă? Știam că te vei întoarce. Nu a mai rămas absolut nimic uman din tine. Cui pasă? Alături de mine am anturajele dubioase de lângă terenul de basket, acolo unde ne jucăm cu pietricele. Hei, tu, ai grijă! Te poate auzi doamna Tobă! Măi, ia lasă-l în pace! Corpul bine. Vede mai bine decât tine, că mă vede cu patru ochi! Te vede dublă. Ce zici? Mă rog, cu stupele nu se discută. Ia hai, terminați amândoi. Vreau să văd cu cine am de-a face. Stai. Mai întâi trebuie să treceți de avantgardă. Dragi spectatori, e timpul să facem cunoștință cu juriul. Anul acesta, juriul este format din inegalabila și stimabila a fost ușor. Așa crezi? N-aș fi așa de sigur. Să intre în scenă artileria grea. Să intre în scenă răzbunătorii Colegiului Național Traian Alescu Reșița! Aplauze pentru răzbunătorii noștri! Priviți, dragi spectatori, cei mai tineri și mai grozavi eroi din univers! Formată din Ariana și Sema! Bună, sunt Wanda Scarlet și după cum bine știți, am abilitatea specială de a intra în mințile oamenilor. Dar în această seară sper să pot pătrunde și în sufletele voastre. Salut, sunt Dr. Strange și am un eventul cu magia mea vrăjesc fetele cu celesc.
Totuși, astăzi am să câștig și pe ei. Extraordinar! Sunt incredibil! Cea de-a doua pereche! Îi invităm în fața voastră pe Sara și Patrick! Mă numesc Sara, dar astăzi îmi puteți spune Gamora, cea mai mortală femeie din întreaga galaxie. Nu sunt o vrăjitoare, sunt chiar o luptătoare. Universul am apărat și direct la bal am aterizat. Bună, eu sunt Peter Quill și chiar sunt cel mai docil, chiar de furi de mic, astăzi nu mai fur nimic. Azi câștig pe bună dreptate, intru de Mr. Popularitate. Incredibil au fost și doi! M-au fermecat! Următoarea pereche de răspunătoare este formată din Otilia și Alessia! Siguranță, deja mă știți, nu-mi cap îndoiala că mă iubiți. Sunt nimeni alta decât Black Widow. Am venit ca să câștig, nu ca alții să mă plimb. Puteți deja pleca acasă, se știe cine e cea valoroasă. Salut! Eu sunt Valkyrie și fără trucuri șmecherii, Miss Boboc vreau să devin. Pământeni, eu vă prefer. Mie n-o să-mi rezistați, titlul mie mi-e cel mai bun. Sala. Următoarele sunt Alessia și Amalia. Captain Marvel mă numesc și am venit să vă uimesc. După ce am cucerit galaxia, vă încânt cu actoria. Eu sunt Hela, zeița morții, și am venit pentru a vedea morții. Am plecat de la Escroc și am venit pe la Boboci. Fenomenal! Următorii sunt Emma și George! Elena Belova mă numesc, cu chitara voimesc, din mama Rusia am venit și muncine ostenit, din camera roșie am scăpat, să-mi iau premiul bine meritat. Salut, Hulk, mă numesc, gata să vă nimicesc, mare oportunitate, gata să vă dau pe spate. Am venit ca să câștig și pe voi. O tonă, doamnelor și domnilor, o tonă de aplauze pentru bobocii noștri! Mă distrează curajul vostru, sau mai exact lipsa voastră de rațiune. Priviți aici pietrele care v-ar putea distruge universul, care ar putea anula rând pe rând excursiile prea înălțătoare de la Hercules. Nu aș fi așa de sigur. Cine credeți că m-ar putea opri? Eu zic că există un singur mod. Să-i ceapă barul!